Editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei a publicat recent Viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, pe înțelesul copiilor. Lucrarea, alcătuită de erodiaconul Macarie Grigoriu, administratorul Catedralei Patriarhale, a apărut în contextul primei sărbătoriri a aducerii moaștelor cuviosului în capitala României, la împlinirea 250 de ani de la acest moment. Cartea se deschide cu rugăciunea pentru copii alcătuită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și cu o serie de cuvinte ale Preafericirii sale despre cei mici. Cu ajutorul ilustrațiilor realizate de Corina Petre, sunt relatate nașterea, copilăria și tinerețea Sfântului Dimitrie cel Nou, călugăria, mutarea la Domnul și descoperirea sfintelor sale moaște, aducerea acestora la București, dar și pelerinajele organizate de-a lungul timpului. Cei mici pot descoperi în carte semnificația numelui Dimitrie, dar și jocuri. Lucrarea poate fi cumpărată de la pangarul Catedralei Patriarhale și de la magazinele din rețeaua Serviciului Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Totodată, cartea poate fi comandată pe site-urile colportaj.ro și cărțibisericești.ro.